Membrii organizațiilor de tineret din Moldova s-au adunat la dezbaterea națională a tinerilor pentru a discuta despre viitorul european al țării. În acest context, am fost curioși să aflăm cum vedeau ei în copilărie politicienii moldoveni, de ce au decis să se implice în activități legate de politică și ce schimbări ar vrea să vadă în Republica Moldova. Pentru început, aș vrea să-mi spui cum vedeai tu în copilărie politicienii din Republica Moldova. În copilărie, din cauza că eu am crescut într-o familie care e așa, nu că a politică, dar nu se discuta despre politică în familie, nu aveam nicio părere, așa că eu am început să-mi o creez pe la 16 ani, când am început deja să mă implic în ONG-uri, inclusiv în PASIUF, și am început cumva deja să mă orientez în ce valori și crezuri politice am. Ideea că la mine în casă politica nu a fost un subiect tabu, se discuta politică poate mai mult decât ar fi trebuit și astfel de la început, din copilărie, am avut o opinie politică despre evenimentele ce au loc în societate și a fost chiar interesant de la început. Eu am avut o opinie și pe parcurs, odată ce am mai acumulat multe, multe informații și multe, multe experiențe, mi-a s-a schimbat. Poate câteodată o deveni mai una separată decât cea a părinților. Eu aș spune că chiar și începând cu copilăria mea, eu am fost, deci ni s-a spus că politicienii din Republica Moldova nu merită încrederea. Și, din păcate, cam majoritatea politicienilor pe care le vedem și acum, la fel, cumva corespund acestui arhetip de politician moldovan. În copilărie nu cam credeam în politică. De obicei, nu-mi place politica. În trecut nu-mi plăcea deloc. Nu-mi plăcea să ascult știrile. Nu erau competențe, pe părerea mea, politicienii în acea vreme. Și, totuși, auzeam din bunici, părinți, că ar trebui o schimbare. De ce ai decis să te implici în activități care au legătură cu domeniul politic? Vreau să am o platformă în care să fie vocea auzită și să văd cu ce pot contribui la îmbunătățirea Republicii Moldova. Am realizat că eu, mai ales în calitate de lucrător tineret în devenire, trebuie să promovez măcar în ceea ce cum iau și cei care sunt în imediată apropiere de-a mea, cultura asta de speaking up, fiindcă este absolut important să ne expunem pe temele care ne deranjează pe noi și iarăși activismul începe acolo unde ne deranjează. Și dacă ne deranjează o chestie, ne expunem pe baza ei. Vreau ca vocea tinerilor să fie auzită și în principal să fiu mai aproape de politică. Poate eu după clasa 12, poate mă voi decide, nu știu, să mă implic mai mult în politic, să fiu în direcția asta. Eu am ales să fiu parte a unei astfel de organizații afiliată politic, deoarece mi-am dat seama că așa pot să am un efect mai puternic asupra societății. Ce schimbări ai vrea să faci în Republica Moldova? Ceea ce aș schimba eu este să includem mai mult tineretul, să oferim mai multe joburi tineretului, să informăm pe ei mai mult, din timp ce tineretul este viitorul și ei sunt cei care fac într-adevăr deciziile care țin de viitorul țării noastre. Eu aș încerca să încurajez tinerii să participe, să fie auziți și din cauza aceasta și schimbarea pentru viața lor s-ar produce. Vreau să avem studii mai calitative, care să fie recunoscute peste hotare și să avem mai multe activități pentru tineri. Aș vrea ca să văd o Moldovă mai participativă, nu numai tinerii, dar și populația per general, dar tinerii ca oamenii cu care lucrez eu, să participe mai mult în procesul de luare a deciziilor, să vorbească mai mult despre ceea ce le deranjează. Aș dori să fie mai multe oportunități pentru tineri, mai ales în organizații, să fie mai multe granturi, să avem posibilitatea să facem mai multe proiecte și pe baza la aceste proiecte să fie mai multe bani alocați.